Acolo e un urs. Ok, scoate-și pereu. Salutare, eu sunt Chris și astăzi ne aflăm la Bâlea Lac. Bâlea Cascadă. Așa. Că n-am ajuns la Bâlea Lac. La Bâlea. Și cumva avem noroc de un pic de ploaie. De mișto. Hai să vă arăt niște peisaje faine. Când am început și noi să ne bucurăm un pic de căldură, am zis să venim la frig, cu geaca de iarnă pe mine, în Sibiu-s 20 de grade, cel puțin. Blană, dar arată super fain. Da, și deja gâfâi tot, nu mai pot, gata. Mi s-au terminat bateriile. Mamă, cât de drăguț e, nu știu, îmi vine să filmez, îmi vine să fac poze, îmi vine să nu rup gâtul, că... Da. Au. Da, e foarte frumos. Și sper să ajung întreg înapoi. Fiind fascinat de peisaj, s-ar putea să nu fiu foarte atent unde calc și să calc strâmb. Și să rămân fără picioare, mâini și alte chestii. Și plus de asta e ud. Și e plin de noroi alunecos. Dar da, foarte mișto, foarte mișto. Da, foarte fain. Și acum trecem pe sub o linie de curent. Mă plângeam eu de ploaie, dar a ieșit soarele. Perfect. Wow, cât de mișto se vede. Și acum am impresia că m-am îmbrăcat un pic cam gros. Mi-e cald. We'll be right back.
Cât de șmecher! Da, știu, e soare și o să îmbrăcat de iarnă, dar e șmecher rău. Cât de tare! Vai cât de tare! Hai să mergem mai aproape de ea! E o gălăgie, mamă, mamă, ce gălăgie, dar e superb! Foarte mișto, dar plouă! Plouă, 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 plouă tare! Nu știu cât se vede pe GoPro. Da, plouă. Când am fost sub cascadă de-am făcut poze, nu ne-am dat seama că plouă numai după ce am ieșit de sub cascadă. Dar e șmecher, șmecher rău de tot. Haideți să urcăm! Mi-e frig, îți ud! Sper să nu răcesc! Dar merită, că e prea frumos! Mult prea frumos! Nașpa, un pic a început ploaia aia, ne-a făcut ciuciuleți, ne-a făcut. Dar priveliștea e superbă. Hai, ne vedem sus, că din ce am înțeles avem nevoie de 4 mâini și am numai 2. Update. Am urcat de acolo, numai pe așa ceva. Și da, e foarte înclinat, dacă ar trebui să ții, ar fi așa, nici măcar nu se vede pe GoPro. Dar priveliștea e minunată. Da, e greu al naibii, că mai și curge un mic râu pe aici. Mai și plouă. Unii sunt teniși, eu sunt niște bocanci amorâți, vai mama lor. Adică ei arată bine, numai chiar că arată bine, crezi să-ți vai mama lor. Jale, revenim cu update de mai sus. Cam așa urcăm. Eu bățul de la GoPro, îl folosesc să mă prind în el. Asta nu vă pot arăta. Și da, eu sunt aici, încă-s viu. Dar condițiile de urcare nu sunt cele mai wow. După cum știam, avem și un râuleț. We are alive! We are alive! Și când vă gândiți că am urcat tocmai de acolo. Priveliștea e superbă. Superbă. Dar da, gâfâi de nu mai pot. Bățul ăsta l-am folosit pe post de băs de la să mă urc, da. Da, ești, udă groaznic la picioare, am trebuit să urc armă prin apă. Pe apă și pietre. Da, o experiență inedită. Șmecher rău de tot, da. Da, ce cald e. Da, e chiar cald. Acum se vede gâfui tot. Ne vedem când pot să respir, că momentan simt că plămânii vor să părăsească corpul și eu vreau să mă opresc planeta.
tricou, baby. Why not? Chiar mișto. Soare frumos, înainte o ploua de mamă, mamă, și acum e mega soare. Și mega frumos, o priveliște superbă, după cum puteți observa în spatele meu. Îi senin aproape și aici e la fel. Câțiva nori așa, răzleți. Avem și brândușe, care sunt superbe. Și acolo, Eliza așteaptă să mă duc să-i fac niște poze. Poze, 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 așa că intrați pe Instagram și aveți jos în descriere. Nu uitați să dați un follow și la, de asemenea, la canalul de YouTube să dați un like, un subscribe, ca să ne adunăm cât mai mulți, să ajungem și noi poate la 200 sau chiar la mai mulți abonați. Și de asemenea, nu uitați să dați un share pentru a ajunge totuși la suma asta minunată de 200 de subscriberi. Hai să mai facem niște poze drăguțe. Chiar lângă o mică, mică cascadă. Cascada mai mare e mai jos, dar e super fain. Gata, nu mai prea am nici baterie la GoPro. Ne vedem când începe să coborâm. Nițică zăpadă. Chiar așa, un pic de formă. Ia uite, termen de comparație. Gata. Am ajuns de unde am plecat, aproximativ. Și acum sunt curios ce găsim bun jos de papa sau un magnet, o chestie, o socoteală, dacă mai e ceva deschis. Nu știu cât e ceasul. 5:13. Și acum putem vedea cascada. Again. La deportare. Da, de la deportare. Muntele pe care l-am fost. Hai să vedem dacă mai vede ceva frumos, dacă nu, cam asta a fost. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost vlogul de astăzi. Nu uitați de like, share, subscribe, iar noi ne auzim într-un vlog viitor. Pa, pa!